cursul l-am început în februarie, când m-am decis, am zis, ok, trebuie să fac o schimbare. Și de job m-am lăsat undeva în vară, lăsându-mi un timp de a mă concentra doar pe chestia asta, doar a învăța. E, în perioada aia, cred că aproape ca, sau poate chiar mai mult decât un job, mai 8 ore pe zi, clar învățam, clar făceam proiect, tot extindeam, tot o luam de la capăt, aflam ceva nou, nu știu, o nouă metodă de a face unit testing, ok, schimbam tot, o luam de la capăt, în ritmul propriu, mă documentam, căutam, vedeam. Sunt Iuliana Anton și asculți OneSum Podcast, o emisiune despre oameni, IT și oameni în IT. Salutare cu o nouă poveste de succes. Le spunem povești de succes, mai ales atunci când sunt despre juniori, pentru că e mare lucru să pășești într-o reconversie profesională și să perseverezi până la îndeplinirea scopului urmărit. Astăzi povestim cu Victor Buzdugan, junior developer la compania Magnetica Makers și absolvent al cursului de programare Python. Victor a venit în mentorat la OneSum cu experiență unică în inginerie electrică, după aproape 2 decenii de muncă practică, concentrată în principal pe fabricarea de panouri electrice, și a dorit o reconversie și mai electrizantă în lumea IT-ului. Cum s-a produs schimbarea, care au fost hopurile și bucuriile de pe parcurs, aflăm chiar acum de la el. Salutări, Victor, și mulțumim pentru deschiderea de a înregistra acest episod de podcast. Eu mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Începem cu întrebarea noastră preferată. Ce îți doreai să te faci când erai mic? Cred că doream să mă fac software developer. Nu. Asta, cred că meseria asta nici nu exista pe vremea când eram eu mic. Cred că vreau să fiu polițist sau ceva pe aici. Mai târziu, mai pe la liceu, am înțeles că și am realizat că aș vrea să fiu software developer, aș vrea să fiu în IT, cum era pe vremea aia. Când era vremea aia? Da. Despre ce ani vorbești când te adresezi? Anii 2000, okay. Când am început eu liceu, când m-am apucat cumva, când îți vine mintea la cap, cam atunci. Vreau să merg spre AC, nu spre info. Îmi plăcea mai mult hardware, era vibe-ul ăla de după 90 cu calculatoare, cu toată lumea vrea să facă calculatoare. Ok, și după liceu ce a urmat? După liceu a urmat facultatea de electrotehnică. Cumva am avut un profesor cu care mai făceam eu câteva cursuri, care mi-a zis că nu neapărat trebuie să faci software, ci ai putea la fel de bine să folosești software bine. Și mi-a plăcut și am urmat calea asta. După facultate ai intrat în domeniu pentru care te pregăteai? Da, imediat după facultate am intrat în domeniu și am stat până anul trecut. Până anul trecut, în vară. Am înțeles. Cum și când a apărut această nevoie de schimbare în cariera ta? E un lucru, cum v-am zis, care vreau să-l fac de mult, vreau să-l fac dintotdeauna și nu întinerim. Și atunci am zis că e cazul să urmez visul ăsta, să merg pe ramura asta, să încerc să-mi arăt mie că reușesc, că pot reuși și să încerc să fac chestia asta. Pentru că ești bărbat și mi-e mai ușor să întreb, și că la femei n-ai voie să pui întrebarea asta, dar la bărbați mai poți să o pui. 40. Ce vârstă ai? Exact. Mulțumesc tare mult, Victor. Cum ai ajuns la OneSum și de ce ai ales programarea Python? La OneSum, ca probabil mulți oameni, Google, cursuri IT, OneSum. Python, mă uitasem eu cumva tot așa pe net, să văd un top al celor mai folosite limbaje de programare. Ok, înveți, vrei programare, dar ce? Și pe primul loc de mulți ani e JavaScript, pe locul 2 e Python. Și am zis, ok, Python, da, îmi place Python, îmi place cum arată, îmi place sintaxa, e ok, Python. Ok, deci ai făcut această analiză înainte de veni la OneSum, dar știai cumva că vrei programare. Da, clar. Știam deci că vreau backend, știam că vreau bucățica asta din domeniu.
Deci cumva alegerea a fost cu care limbaj de programare să încep. Da? Ok, și a câștigat Python. Da. Detașat? Da, destul de detașat. Da. Am înțeles. Și doar faptul că era acolo în primele trei locuri l-a scos în evidență sau au mai fost și alte beneficii ale limbajului? Nu, ăla a contat cel mai mult, să zicem. Și da, mi-a plăcut. M-am uitat puțin la sintaxă. E eleganțel, e curat, e... Reclama e că e ușor de învățat, e ușor de aplicat și da, așa e. E. Și a fost așa sau... Așa e, da? Așa e, așa e, așa e. Până la un anumit nivel, unde încep lucrurile mai complicate, unde sunt chestiile mai avansate, unde într-adevăr trebuie să sap mai mult. Am înțeles. Bun, hai să încercăm să descriem unui prieten, ori poate deja ai făcut asta, experiența ta de învățare la OANSA. Nimic nu se compară cu un curs unde ai un om în față cu care poți vorbi, pe care îl poți întreba, cu care te poți sfătui, cu care, nu știu, poți să-i pui ce trece prin cap orice întrebare. E ok să înveți și de pe YouTube sau, nu știu, alte Udemy sau altceva, dar e, nu știu, parcă nu ai o legătură cu cel care îți prezintă. Vorbește acolo, tu poate ești atent, poate te uiți în stânga, poate te uiți în dreapta, poate... Și nu ai legătura aia, nu poți să... conexiunea asta cu cel care te învață. De asta e foarte important, a contat foarte mult. Deci mentorul și partea asta de emoție și legătura umană au fost foarte importante pentru tine. Plus că când te uiți la un film, ăla îți prezintă ce are ceva stabilit dinainte, pur și simplu îți expune pașii, cum i-a stabilit el, cum i-a regizat el înainte și aia e. Pe când când ai un mentor în față, nu știu, îl poți opri, poți să-i pui întrebări legate de, cum puneam noi întrebări, de exemplu, legate de domeniu, efectiv de cum lucrezi tu, cum e serviciul tău, cum e la tine acolo, la servici, cu ce probleme te confrunți, cum se practică, nu știu, cum se folosește în realitate, cum arată în producție, efectiv, cum e jobul ăsta, că așa, na, ok, programarea, dar programarea, jobul în sine presupune mult mai multe lucruri decât doar cunoștințe despre limbaj. Și atunci, da, astea sunt neprețuite. Ok, deci era interesant și mentoratul, dar și experiența mentorului. Deci exact, poveștile lui din viața de programator, cea de toate zilele, da? Da, de 8 ore pe zi la muncă și ce povestea de acolo. Că el venea cu exemple practice din proiectele la care lucrase până atunci sau la care lucra. În momentul acela. Asta de... Păi uite, vin la servici, îmi fac task-uri, nu știu, filozofia asta de task-uri, de, nu știu, era așa misterios. Ce e la task? Era așa misterios, ok, cum arată, cum se face, cum, na. Și chestii care, na, le folosești, na, basic în industrie. Am înțeles, ok. Deci, cumva mentorul vă primea în lumea lui, dar și în sufletul lui, că ai vorbit despre emoții. Da. Ok, foarte frumos. Într-adevăr, conectarea umană, noi nu o să putem niciodată să... Da. Să înlocuim partea asta și nici n-ar trebui să înlocuim. Care au fost cele mai mari provocări de pe parcurs și cum le-ai depășit? Provocările... Nu știu, având un job, probabil aici a fost cel mai complicat, având un job, având familie, nu e ca atunci când ai 20 de ani, stai la părinți, poate ai mai puține griji, ca să nu zic deloc, și atunci e mult mai ușor să înveți, să te dedici unui lucru și să faci acel lucru. Aici a fost un pic provocator, să zic, a trebuit să împart cumva jobul de zi cu învățatul, cu familia și toate lucrurile astea, să încerc să le combin așa să fie armonios. Dar a mers. Uh-huh. Se poate. Au fost momente când ai zis, au fost vreo clip în care ai zis gata, nu pot renunț? Nu. Deloc? Nu. Deci ăsta n-a fost niciodată pe farfurie la tine? Nu. Okay. Nu pot să zic că a fost vreodată un moment în care nu se poate asta, gata, terminăm. Nu, e mult, cu mult timp investit în decizia asta, reușești.
Nu. Cam cât de mult timp ar trebui să foarte investești? Mult timp. Cred că în medie, din iulie, cumva chiar dedicându-mă pe chestia asta din vară, am renunțat la job. Deci dinainte de începerea cursului, ai decis să renunți la job? Nu. Cursul am început în februarie, când m-am decis, am zis, ok, trebuie să fac o schimbare. Și de job m-am lăsat undeva în vară, lăsându-mi un timp de a mă concentra doar pe chestia asta, doar a învăța. E, în perioada aia, cred că aproape ca, sau poate chiar mai mult decât un job, mai 8 ore pe zi, clar învățam, clar făceam proiect, tot extindeam, tot o luam de la capăt, aflam ceva nou, nu știu, o nouă metodă de a face unit testing, ok, schimbam tot, o luam de la capăt, în ritmul propriu, mă documentam, căutam, vedeam. Na. Eu aș vrea să înțeleg așa un pic ca și dinamică, deci tu când ai intrat la curs, aveai un job de 8 ore ca și inginer electric, da? Inginer electrician? Electrotehnist, așa, mulțumesc tare mult. Bun, cursul de Python, de programare Python a durat 4 luni. Pe finalul cursului sau după ce ai terminat cursul, ai decis să încetezi contractul pe poziția de inginer electrotehnist și să intri așa full force pe zona de recrutare. De la început. Da? De la început? Da. Am zis, ok, asta așa, 4 luni durează cursul, apoi intru în... Adică cumva mi-am pregătit de la început, am început să pun și niște bănuți deoparte, pentru că na, da, că știai că să fie. Și atunci mi-am urmat cumva planul, mi-am făcut planul de la început și am mers pe calea aia. Bun, cât a durat între terminarea cursului și oferta propriu-zisă? Când ai terminat cursul? August, septembrie. Deci l-ai terminat în august și și când ai primit februarie. Oferta? În februarie, deci august-septembrie? În final de august sau început de septembrie, când ai terminat cursul? Cred că finalul august. Finalul august, ok. Deci cumva final de proiect, da? Unboxing-ul a fost, da? Da. Atunci, ok, în august. Și în februarie ai primit oferta. Exact. Iar din finalul lui august și până în februarie, tu zici că ai continuat să înveți? Da. Ok. Da. Da, și am continuat proiectul. Proiectul, chiar dacă l-am prezentat, nu s-a încheiat acolo, repet. La un moment dat îl foloseam ca... Bun, proiectul meu cumva a ajuns și în efectiv în producție. Proiectul de... a ajuns la fosta firma unde am lucrat, îl folosesc în continuare și cumva îl extindeam pentru ei. Ba, mai adăugat suport pentru limba română, era făcut în engleză și chestii de genul ăsta mai extins. Dar în același timp îl și foloseam ca, nu știu, vreau să am găsit o nouă, cum ziceam, am găsit o nouă metodă de a testa, de a crea unit testuri sau ceva. Ok, le schimbăm acolo, că e mai elegant sau... Deci îl foloseam și ca, nu știu, ca proiect de lucrat pe el. Dar cum ți-a venit ideea de proiect? Ideea cumva a venit din necesitatea de la job. Ziceam că ok, am nevoie de... facem lucrul ăsta, îl repetăm tot timpul, e absurd să scoatem hârtii, să ne apucăm să notăm pe ele, hai să facem un proiect, să facem un soft care să facă chestia asta automat, să fie mult, mult, mult mai simplu pentru toată lumea. Povestește-ne un pic de ideea de proiect și de cum a fost să-ți prezinți proiectul în fața profesioniștilor din industria IT, pentru că pe mine, eu recunosc că eram acolo la unboxing și mi-aduc aminte, m-a impresionat că era o aplicație production ready, adică ea rula în producție când tu ne povesteai despre ea și pentru mine noi a fost impresionant. Faptul că ai mers de la o nevoie reală și ai reușit în 4 luni de zile să construiești o aplicație software în Python care să fie folosită de colegii tăi. Da. Aplicația cumva a venit din nevoia faptului că noi țineam, aveam niște lucruri consumabile, niște, nu știu, tot felul de chestii care intrau în producție, șurbele, tot fel de lucruri, care adunate, acum cel puțin ei au... Cam câte repere? 400 de repere. 400 de repere, ok. Ei, 400 de repere ale ține socoteala un singur om era destul de greu. Și atunci, cumva, ok, hai ne împărțim cât suntem, 10, fiecare să se ocupe de 40 de produse, nu simplu. E mult mai simplu. Dar cum faci chestia asta? La început, prima dată, scoteam niște
hârtii pe care ei bifau, asta trebuie, asta nu e ok, nu e suficient, după aia noi luam, aia trebuie importat undeva, dădeam comenzi, era mult mai complicat. Și am zis, ok, hai facem o aplicație unde să intri de pe telefon, să bifezi ce e de comandat și cu asta basta, alea se strâng undeva, cineva le vede într-o formă pregătită pentru comandă, pentru furnizor. Uh-huh. Și lucrurile sunt mult mai simplu. De aici a venit toată chestia. Deci o aplicație de gestiune a inventarului, da? Și cineva simplificat, făcea un necesar, probabil omul de la aprovizionare și știa ce stocuri are pe aceste 400 de repere și ce trebuie să mai comande, ce trebuie să ducă către furnizor și să aprovizioneze. Da. Foarte interesant. Era o chestie care se făcea aproape săptămânal. Deci era o nevoie de așa ceva, nu era un lucru care se făcea anual sau lunar sau pentru că consumabile sunt consumabile. Mă gândesc acum când tu ești în industria IT și ai plecat de la firmă, oare cine mai monitorizează și cum e gestionată această aplicație? Tot eu mai intru, mai văd și mai fac. Am înțeles, foarte frumos. Primesc loguri, ne-am trimis singur loguri să văd dacă apare erori sau ceva. Foarte fain. Dar spune-mi, te rog, pentru că tu ai prezentat această aplicație profesioniștilor din industria IT, ai primit feedback de la ei, direcții de îmbunătățire, ai implementat după aceea, cum a fost? Da, nu mai țin minte exact, dar, de exemplu, un propuseser, aveam eu tot felul de, în industrie se cheamă Magic Numbers, unde treceam eu lucruri, le treceam ca atare și nu mai știu, unul din mentori mi-a propus, ok, ar trebui să faci o clasă unde să ții cumva, să ții toate chestiile alea la comun, o clasă de constante cumva și chestii care chiar am aplicat-o în realitate. Lucruri de ajutor. Aha, am înțeles. Păi asta e și ideea. Ideea e că după acest unboxing, după prezentarea de proiect, toate direcțiile de îmbunătățire care vin de la profesioniști să fie implementate în proiect și proiectul să arate mult mai bine. Ok, mă bucur că ai ținut cont de feedback-ul primit și ai mers către proiect și l-ai îmbunătățit. Aș vrea să te întreb ce s-a întâmplat după absolvire și dacă te-au ajutat, cum te-au ajutat informațiile din săptămâna de HR să faci următorii pași. Și mai ales ce se întâmplă în săptămâna aceea de HR. Cum a fost pentru tine experiența? E foarte important. Începând de la prima, de la discursul colegii care ne Andreea, care ne explică cam cum ar trebui să arate un CV, că ar trebui să avem un CV, că ar trebui să avem un profil de LinkedIn, că ar trebui să avem conexiuni, că ar trebui să, când aplici la un job, nu să dai un click și aia e, să încerci să vezi ce e jobul ăla, să trimiți o scrisoare de intenție, să, adică efectiv să te implici în lucruri, nu un click și aia e, să-ți treci proiectele pe profil, să privești cumva lucrurile din perspectiva angajatorului. El, ok, tu vrei să te angajezi la mine, ok, ai un nume frumos, altceva, hai să văd ce faci, hai să văd ce ai făcut. Ok, ai făcut un curs, bine, dar ce știi să faci? Okay, arată-mi un proiect, arată-mi ceva, vreau să văd cod, ca de acolo îmi dau seama. Și cum faci ca angajator să vadă cod? Ce cod ai scris tu? GitHub, nu? Ok, bun. Pui pe LinkedIn, okay, link către GitHub. Și în felul acesta, angajator poate vedea exact proiectul la care tu ai lucrat și să vadă acolo că are un programator frumos care se dezvoltă, care a început să facă un proiect, are un proiect de portofoliu, ok, despre care poate vede povesti. Cât de mult ai lucrat, când te-ai apucat, câte commituri ai avut la el, cât de des ai, cât l-ai menținut, că te-ai implicat în alte proiecte poate de acolo, poate ai și alte proiecte care nu apar și așa mai departe. E un mod foarte, foarte, foarte bun de a arăta ce știi să faci. Foarte, foarte bine și mi se pare partea aceasta de analiză, cum ziceai tu, și de strategie. Să te pui un pic și în partea companiei de IT, a angajatorului. El cum își dă seama că ce-i despre tine? N-are diploma nu e suficient. Ce ar trebui să... Interesant că ai ales asta, că diploma nu e suficient. Ce mai trebuie diplomei ca să devină suficientă? Omul care a luat diploma și să arate că știe. Am înțeles. Că a copiat un proiect de undeva și aia e. Deci în spatele diplomei ar trebui să stea abilități și competențe și acestea să fie demonstrate practic. Exact. Ok, și omul, foarte frumos. Deci
atitudinea, da, omului. Omul și diploma în spatele căreia stau abilități și competențe demonstrate practic și, uite, avem o rețetă de succes. Da. Ok, mulțumim tare mult. Pentru tine a fost de succes. Cum au fost simulările de interviuri tehnice din săptămâna de HR? Te-a surprins ceva acolo pe tehnic? Ți s-a părut provocator? Nu. Nu, în principiu, întrebări de bun simț, ca să zic așa, nimic, nimic exagerat, dar punctuale, punctuale. Da, și ajută, ajută cumva, îți pui la punct cunoștințele și încearcă să replice interviul real, cam la ce întrebări tehnice ai putea să te aștepți, nu știu, în realitate, la un job real, la un interviu real. Pentru că foarte mulți oameni stau cumva blocați în decizia aia cu ce limbaj de programare să înceapă. Cât e de importantă asta, limbajul cu care încep? Ideal ar fi și foarte mulți și mentori și pe cursurile de YouTube, de nu știu ce, îți spune, încearcă să fii agnostic la limbaj, să înveți cum se face, pentru că odată ce ai învățat un limbaj, cum se face lucrul ăla într-un limbaj, e mult mai ușor. Nu e identic, dar e mult mai ușor să înțelegi cum se face în alt limbaj. Te aștepți ca o metodă care o folosești în Python, te aștepți și de obicei este și în alt limbaj de programare. Nu e neapărat nevoie să inventezi roata. Știu că tu ai început prin a învăța Python, dar acum ai mai adăugat în tolba ta cu instrumente încă un limbaj de programare. Despre ce limbaj vorba? Despre C-Sharp. Despre C-Sharp. Bun, felicitări. Deci important este să începi de undeva, să înțelegi foarte bine conceptele, să le aplici practic și apoi diferența de la un limbaj de programare la altul, diferența de sintax, o să te obișnuiești, da? Noi mai facem așa analogie cu mașinile pe care le conducem. Odată ce ți-ai luat carnetul de șofer și ai învățat să conduci pe o Dacia, o să te obișnuiești și cu Volkswagen și cu Audi și cu Mercedes și că nu-ți dă carnet pe conducător de Dacia, îți dă carnet de șofer. Poate și cred că așa e și la programare. Butonul de aprins lumini în altă parte, dar trebuie să fie un buton de aprins lumini, trebuie să fie un buton de ștergătoare, trebuie să fie lucrurile seamănă. Tu știi că trebuie să aibă și cauți până găsești și unde exact. E. Da, da. Dar știi că trebuie să aibă. La un moment dat s-ar putea să-ți placă să conduci o anumită mașină, da, și să te specializezi pe mașina aia, da, în general a ta, aia pe care o conduci, aia îți place cel mai mult. Și cred că așa e și la limbaje. Care limbaj e cel mai plăcut? Ăla pe care îl practici zi de zi, că acolo devii foarte bun. Ok. Bun. Victor, unde te vezi peste 5 ani? Dacă e prea mare orizontul, mai putem negocia. Clar, plănuiești să-ți dezvolți noi abilități sau să explorezi alte zone ale IT-ului? Clar, vreau să rămân în domeniu, că nu m-am apucat de așa, dar mă gândeam că ar fi interesant să explorez partea asta de concept, de a fi cât mai agnostic la limbaj, de a, ok, te folosești, limbajul e o unealtă. Te folosești de unealta aia, că așa e unealta aia și așa trebuie folosită, înveți cum să o folosești. Dar conceptul în sine, nu știu, design pattern sau se aplică în orice limbaj. Și cam aici, cred că aici e mult de lucrat. Nu poți să stai pe un limbaj, nu poți să zici că fac Python și atât sau fac C-Sharp și atât. N-ai cum, e inevitabil, o să ajungi să faci și Bash în Linux, să faci și bază de date, să faci și... Ok, știu, deci cât mai multe lucruri și elemente și instrumente, cum zici exact, tu, unelte, pe care să le stăpânești. Unelte de care să te folosești când ești într-un proiect ca să-i dai soluția cea mai bună clientului și te adaptezi la context, la tehnologiile din proiect, la nevoia clientului, îi construiești în funcție de ce are el nevoie. Da, plus că mă gândeam că, de exemplu, acum, ok, Python sau JavaScript JavaScript e pe locul 1, Python e pe locul 2, dar s-ar putea în 5 ani să nu mai existe asta. Să nu fie niciunul dintre ele, da. Și să apară un altul pe care noi acum nici nu-l știm. Da, corect? Nu știi. Dar conceptele, garantat, conceptele vor rămâni. Asta e destul de sigur. Da, deci despre adaptabilitate vorba și despre maturitate, să înțelegi că
limbajele acestea de programare sunt niște instrumente pe care de dorit ca programator să aibă cât mai multe în tolbă și să folosească în funcție de context. Exact. Da? Ok. Mulțumim tare mult. Spune-mi, te rog frumos, cum ți-ai imaginat tu intrarea în IT? Mai dificil? A fost mai dificil decât ți-ai imaginat? A fost mai greu? Cum? Sau mai ușor? N-a fost ușor. N-a fost ușor, dar n-aș spune că a fost dificil. Este loc în domeniu. Pentru oameni buni, tot timpul am considerat că oricât de plin ar fi piața de vânzători, atât timp cât ești bun și îți place ceea ce faci, loc se va găsi. Foarte, foarte frumos ai zis. Deci bun și să-ți și placă, da? Exact. Ceea ce faci, o să primești loc. Spune-mi cum a fost interviul pentru tine, interviul de angajare. Care a fost experiența ta de acolo? A fost relaxat. Mm-hmm. A fost relaxat, nimic presant, întrebări atât generice despre concepte, despre cât și punctuale pe anumite subiecte. Nu cred că a fost complicat, nu cred că a fost ceva greu și se poate. Se poate. Okay. Se poate lua. Chiar ce putem. Crezi că te-a adus în IT? În ce sens? Ce te-a scos pe tine în evidență la interviu? Care au fost elementele alea pe care tu ai mizat, așa, strategice, pe care ai construit? Cred că proiectul conta cel mai mult și faptul că poți să arăți ceva care e în producție, poți să arăți ceva care e folosit zi de zi, care funcționează, care nu crapă, care e tot o regulă. Ce frumos, generozitatea ta de a construi pentru foștii tăi colegi o aplicație ca să le... Știi că asta fac programatorii. Folosesc tehnologia ca să fie adevărați, ca să lase lumea asta mai bună. Uite ce frumos s-a întors acel act de generozitate și cum de fapt s-a adus bine ție. Corect. Foarte frumos. Victor, care sunt cele mai importante lecții cu care tu rămâi din întreaga această experiență de transformare? Că cu cât muncești mai mult, cu atât ai șanse mult mai mari să reușești. Și în același timp, cu cât înveți mai mult, cu atât realizezi că știi atât de puține. Nu știu, e într-adevăr, cu cât înveți mai mult, cu atât realizezi că știi mult mai puțin. Bun. Deci, la tine, în cazul tău, munca a fost factorul de succes. Da, fără muncă n-ai. Frumos că ai adus componenta asta de modestie, care eu cred că e foarte importantă în învățare. Învățare fără smerenie nu se poate și, într-adevăr, cu cât, asta e paradoxul, cu cât înveți mai mult, cu atâta îți dai seama că știi mai puțin. Da. Cred că de asta și zic ca la ferice cei sărași cu duhul, ca lor e împărăția cerurilor. Da. Cei care învață își dau seama cât de vast, asta e un domeniu, IT-ul e un domeniu foarte dinamic, în care lucrurile se schimbă foarte des și atunci noi mizăm mult pe adaptare, pe curiozitate și pe învățare continuă. Structurile care reușesc în IT sunt structuri care au aceste componente în personalitatea lor. Curiozitatea, învățarea continuă și adaptarea la nou. Da, nu e nicio șansă dacă nu repezi, dacă nu înveți, dacă nu studiezi, să fii la curent tot timpul cu ce e nou. E un domeniu foarte, foarte, foarte dinamic, într-adevăr. Mulțumesc tare mult, Victor. Eu mulțumesc. Felicitări pentru reușită. Ai fost așa o poveste de succes și o pastilă de motivație. O îmbrățișăm cu tot sufletul. O să o folosim ca să ducem așa cuvânt de bine, pentru că tu ne-ai zis că se poate, indiferent cât sunt de mulți, pentru cei mai buni, pentru cei care muncesc, întotdeauna o să fie loc. Îți mulțumim! Eu mulțumesc pentru invitație mult! Mulțumim că ne-ai ascultat! Dacă simți că ai primit informații de folos, te invităm să te abonezi la OneSum Podcast pe Apple, Google Podcast și Spotify. Revenim curând cu un nou episod despre oameni, IT și oameni în IT. Pe data viitoare!